După emisia de aseară, Sebaidin a mai rămas în platou alături de sora, mama și cumnatul lui, discutând ca în familie. Te rude din sufletul meu. Nu se poate. Eu să te văd așa. Ce vreți? Vreți să mă îmbolnăvesc eu? Te rog din sufletul meu. Fii puternic. Ce înseamnă asta? Stai liniștit. Sebaidin, nu mai plânge. Nu te gândi tu la asta. Plânge, Sebaidin. Nu mai plânge și fii puternic. Ai venit pentru ce? Dacă va fi să întâlnești pe cineva bine, dacă nu, nu. E foarte simplu. Nu. Te stai cât mai departe de ala. Dar am simțit asta. Deci, te rog din suflet, fii puternic și revină. Ce înseamnă asta? O să ai tu parte de momentele frumoase pe care le vezi în casă. Poate afară. Când va fi, va fi. Stai liniștită și nu mai te agita, că uite, s-a rezolvat într-un fel. Nici eu nu eram de acord. Am greșit aici. Puțin, să zic așa. Că nu îmi sta de vorbă pe el îndeajuns, știi? Mi-a zis, mă lasă. L-a prins așa, nu știu, într-un moment de la care chiar avea nevoie să iasă din stările alea și... Da, după și-a dat seama și a acceptat. Într-una, zicea. Eu nu îmi vinovățesc nici pe fata asta. Dar nu mai de ce? Este trecutul ei și asta e, nu trebuie, nu trebuie. Dacă ai ceva să-i spui, spui ei, nu faci subiecte pe seama ei, că nu are rost. Ca să se termine cât mai repede. Foarte bine ai făcut că n-ai făcut. Și că n-ai mai înaintat cunoașterea. Îți dai seama că noi știam de mult treaba asta. Da. Nu puteam să... N-ai cum, știu. Dar am simțit ceva, am simțit. Serios că am simțit. Era prea roz. E jale. Tu și pui la suflet. Da, mă, da. Da. O să încerc să fiu mai... Ești tu mai așa, mai nepăsător, puțin. E greu. Nu e chiar ușor, dar nici foarte greu nu e. Dacă porneam... La început chiar se vedea super. Dacă rămâneam așa, rămâneam bine. Băi, într-un cuvânt, gata, fiți puțin, măi. Și mai apoi, cu lacrimi în ochi, Sebaidin le spunea băieților despre întâlnirea cu sora lui. Iar plângi, mă? Ce-i puțin? E în soarme. A venit soarea ta? Băi, ești nebun! Ai stat cu ea? Da. Mamă, ce mișto. Ce ți-a zis? Să nu mai plâng. De la ai zis, băi, și bărbații mai plâng câteodată. Au venit singur? Cu cumnata mea și cu nepoată mea. Ia, ce frumos. Mi-au spus că au fost pur și simplu bombardați cu mesaje. Ei? În legătură cu chestia aia? Da. Și n-au vrut să influențeze sau ceva? Nu. De asta nu ți-au scris ei nimic? Da. Ei, acum imaginați-vă cum e pentru familie, de exemplu, să știe o treabă ca asta de zile multe înainte, v-am spus, cum și noi, și eu, și toată lumea, și să nu poată să-ți spună ce să faci sau ceva de genul acesta. Ce ziceți, doamna Dorina? A fost foarte bine că au venit și am văzut și totul s-a terminat și gata, e bine acum. Dar de ce aveți lacrimi în ochi? Mi-am văzut copii. Când spuneai că regresi ceva din trecut de aici, din casa Mireasa, la ce te refereai, Sebaidin? Regres faptul că m-am grăbit când am luat o decizie. Ce decizie? Decizia de a pune stop cunoașterii, da. Crezi că dacă nu te-ai fi enervat atunci, că e clar că ai reacționat la nervi? Cred că aici a depins puțin și de maturitatea mea, de care am dat dovadă, de care nu am dat dovadă. Imaturitatea, imaturitatea. Da. Așa. Dar nu-mi pare rău. Regret, dar nu-mi pare rău. Adică nu știu cum să explic. Păi nu știu, spune așa ce simți, pentru că nu poate Damaris se uită la televizor acum. Să știi că au mai fost cazuri de concurenți care la o solicitare, doamna Gica îmi dă dreptate, s-au întors. Dacă au simțit să facă treaba asta, spune ce simți. Eu asta vă încurajez pe toți să faceți. Dacă tu simți că ar mai fi măcar 1% șanse și dacă ea simte la fel... Da, eu simt. Care-i camera lui? Uite acolo la colegul meu.
Zi ceva! Uite, Damaris poate se uită. La 10 seara se uită. Lăsați, doamna Paula, zi, Damaris. Acum ți-a zis ție, Damaris. Da, nu știu ce să-i zic. Dacă simte că... Dacă simți că ești pregătită și... Nu știu, poți să te întorci în casă înapoi. Dacă simți că merităm. Pentru tine? Nu că poți să te întorci în casă, că așa nu se... Păi pentru mine, da. Am zis, dacă simți că merităm. Că merităm, ok. Sper să se fi uitat, Damaris, dacă nu, stați liniștiți, că la acum sunt fani emisiunii. Ce era, Luca? Și pentru noi, minune. No, 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 că nu trebuie să se întoarcă pentru prietenii. Dacă simte și ea că a lăsat acolo o poveste neîncheiată, cine știe?